Mirosul de pâine proaspătă din cuptorul bunicii a apus de mult. Legumele proaspete și gustoase încep să fie cultivate din ce în ce mai rar în gospodăriile românilor. Vechile obiceiuri se uită încet încet, pentru că cei care obișnuiau să le practice au rămas singuri și nu se mai merită, spun ei. Nu doar în mediul urban oamenii cumpără alimente pentru consumul zilnic din supermarketuri, ci și în mediul rural, acolo unde este suficient să fie un magazin alimentar din care sătenii să-și poată cumpăra tot ce au nevoie. Nici sătenii nu mai sunt ce au fost, asta este cert, pentru că vechile obiceiuri, cele cu care doamnele erau odinioară obișnuite, au apus de mult, nu se mai merită. Astea sunt cuvintele pe care cei mai mulți dintre săteni le spun atunci când sunt întrebați de ce nu mai cultivă legume în propria gospodărie, ci preferă mai degrabă să cumpere din magazinele alimentare. De asemenea, tot din magazine pâinea este și ea cumpărată, mirosul proaspăt al acesteia a apus și el, fiind mult mai la îndemână, să fie direct cumpărată nu să mai faceți pâine așa cum făceați înainte? Faceam când eram bună, dar acum dacă sunt bună să-mi șcheapă, nu mai fac nimic. Mi-a copii, copiii făcută gata. Cumpărată de la magazin? Da, de aici, la Gogu. E mai ușor să cumpărați de Da, ce face? să facem? Vă... Eu una nu mai pot să mai fac mama nimica. Dar în propria curte mai cultivați legume sau nu, tot nu. La magazin, o până aveam magazinul aici. Mm -hmm. Dacă, dacă avem un la magazin și spuse una, eu nu pot să mai ud. Apa avem în curte, dacă nu pot să mai ud. Pâine mai lung și de la magazin. Doamnele, înainte obișnuiau să facă zilnic pâine eu, pentru... zilnic pâine, că avea o cuptoare de cărămidă, acum nu știu care o mai avea, dar eu una nu mai am. <laughs> da. Și uneori mai cumpărăni de la mamă. Uneori da, mai des. Motivele sunt multe. Cu trecerea timpului, sătenii care erau obișnuiți cu activitățile ce țin de o gospodărie întreagă au obosit, au rămas singuri, iar puterile nu îi mai ajută. Magazinele alimentare din sat rămân, astfel singura opțiune pentru a-și putea procura principalele alimente pentru consum zilnic. Nuță Dumitru este proprietar la un magazin alimentar într-un sat din județul Mehedinți. Este încântat de faptul că produsele îi se vând ca pâinea caldă. Printre multe altele cele mai vândute sunt chiar legumele și pâinea care este mereu proaspătă, pentru că se vinde atât de repede încât rafturile rămân mereu goale. Pâine nu prea mai face nimeni, rar așa, că, de exemplu, și morile s-au dus, nu mai avem nicio moară pe raza județului aici. Nu, nici nu, nici tot, nici bine tot, bine, nu, toată lumea vine și cumpără o pâine, două, trei, în raport de câtare și o ia în fiecare zi, proaspătă, că nu, de exemplu, ce rămâne de astăzi, mâine nu mai ia. Legumele sunt to cumpărate tot din magazin. Tot așa, pentru consumul zine, cartofi, fasole, ceapă. Nu în cantități mari, că omul vine în fiecare zi. Că suntem aproape aici, suntem. Suntem două, na, suntem două magazine pe aceeași. Nu o să cumpărăm cantități mari ca. Cât cu, pentru da, cât pentru zine și uh, ce are omul nevoie. Este cert faptul că pentru mulți este mai convenabil să cumpere pâine decât să o mai facă și, chiar dacă ar vrea morți, nu mai sunt de mult. Sunt rare zilele în care doamnele mai frământă a luat pentru pâine, iar dacă înși sătenii cumpără legume din magazinele alimentare, în curând la tarabele din piețe, vor fi doar legume importate.